Tatăl care și-a înecat copiii în barajul Berești din Bacău, în urmă cu 3 zile, a fost găsit astăzi. Bărbatul a fost găsit de pompieri, chiar în zona în care și-au omorât copiii. El a fost găsit înecat și adus la mal, acolo unde medicii au declarat decesul, potrivit Antena 3. Marian Florea, în vârstă de 30 de ani, s-a certat duminică, 8 mai 2022, cu soția sa, iar la un moment și-a luat cei 2 copii, un băiat de 4 ani și o fetiță în vârstă de numai 5 luni, și a plecat la barajul Berești. Bărbatul, copiii și soția sa locuiau în comuna Pâncești din Bacău. Tatăl din Bacău care și-a aruncat cei 2 copii în apele barajului Berești este în continuare de negăsit, după fapta comisă în urmă cu o zi. Mai multe echipe de jandarmi, polițiști și pompieri l-au căutat pe individore întregi, inclusiv în apă, pentru că anchetatorii iau în calcul și posibilitatea ca el să se fi sinucis. Marian Florea, în vârstă de 30 de ani, a luat copiii și a plecat după o ceartă aprigă cu soția. În plus, ar fi amenințat-o pe aceasta că o omoară dacă o mai găsește acasă când se întoarce. Oamenii din zonă se tem că bărbatul, dacă mai e în viață, ar putea reveni la domiciliu și își fac griji pentru viața femeii. În schimb, soția e resemnată și din cauza durerii pierderii celor 2 copii. Ea spune că nu mai are nimic de pierdut. Mama copiilor, Lucica Florea, este în stare de șoc după ce și-a pierdut băiețelul de 4 ani și fetița de 5 luni. Un al treilea copil, de 6 ani, a reușit să scape după ce a fugit cu bicicleta la bunici, atunci când a simțit că viața i-ar putea fi pusă în pericol. După ce duminică, după prânz, tatăl din comuna Pâncești și-a ucis cei 2 copii aruncându-i în canalul de aducțiune al barajului de la Răcăciuni, autoritățile au demarat căutările pentru a-l găsi. În ipoteza în care bărbatul și-ar fi găsit și el sfârșitul în apă, pompierii au demarat și ei căutările cu barca. Acum, bărbatul este căutat atât în apă, cât și pe uscat, în zonele din jur, luându-se în calcul și varianta în care acesta nu s-a aruncat în apă, ci doar i-a aruncat pe copii. Polițiștii au ajuns la locul indicat de femeie în jurul orei 13:20. Nu a durat mult și au văzut trupurile copiilor pe apă, în canalul de fugă al lacului de la Berești. I-au adus la mal și au început manevrele de resuscitare. Între timp au ajuns și echipajele de la ambulanță, dar copiii nu au putut fi salvați. În stare de șoc, mama copiilor mărturisește că nu și-a dat seama că bărbatul va transforma amenințarea în realitate. Ne-am certat, m-a bătut, am fugit afară, mi-a luat fata din casă, mi-a arătat-o, mi-a zis că e ultima oară când o văd, a chemat băiatul după el, l-a băgat în mașină și au plecat. Știam că e un om nebun, dar nu m-am așteptat la atât, a mărturisit soția criminalului. Când au ajuns polițiștii pe malul apei, bărbatul în vârstă de 31 de ani nu era nicăieri. Lângă lac a fost găsită mașina cu care a adus copiii acolo, la aproximativ doar 5 km de casă.